Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Vă mulțumesc că sunteți și astăzi alături de noi la emisiunea Cărți, Personalități, Confesiuni. Este important să știm că dumneavoastră sunteți acolo și că puteți cel puțin o parte din dumneavoastră. Noi cu siguranță dorim ca toți să fiți pasionați de cultură și să vă intereseze ceea ce facem noi aici, ba chiar azi, mâine, nu peste mult timp, să spun așa, să avem noi scriitori, noi poeți, noi iubitori de cultură, consumatori de cultură. Se spune că poeții sunt inima umanității. Nu am spus eu asta, ci a spus Eugen Ionesco și cred că are dreptate dacă ne gândim la partea spirituală a lucrurilor, la frumusețea acestei lumi. Mie mi se pare cea mai bună definiție pentru un poet, mai bună decât atunci când se spune despre un poet că este melancolic, visător, că este... Uneori auzim în jurul nostru vorbindu-se despre om cu capul în nori. Nu este așa, cu siguranță. Poetul este un bun manager, pentru că dacă nu ar fi așa, dacă nu ar fi rațional, și știm că rațiunea are picioare frumoase, atunci cu siguranță nu ar reuși o performanță în poezia sa. Pentru a vorbi despre poezie, avem astăzi un invitat din poeziile căruia eu îmi voi permite să citesc un poem. Dragoste. Când voi muri, va ninge cu petale de trandafir peste iubirea mea și va ploua cu lacrimile tale peste țărâna umedă și grea. Eu voi păși pe un covor de stele, tu vei rămâne în urmă tot mai tristă și mă voi pierde în nopțile rebele, cum dorul se ascunde într-o batistă. Când voi muri, vă bate în catedrală un clopot spânzurat de o amintire și va rămâne casa noastră goală ca un poem de dragoste subțire. O poezie frumoasă, încărcată de foarte multă sensibilitate. Poetul care este astăzi alături de noi este cel despre care au scris frumos critici, dintre care aș dori să amintesc doar pe Laurențiu Ulici, cel care a plecat de mult dintre noi și care a condus ca nimeni altul Uniunea Scriitorilor din România. Invitatul nostru de astăzi este poetul Ioan Vasiu. Bine ați venit în studiourile Info HD, domnule Vasiu. Bine v-am găsit, doamna Paulina Popa, și bun găsit tuturor celor care privesc, urmăresc această interesantă emisiune pe care, drept să vă spun, și eu o urmăresc ori de câte ori am ocazia. Mulțumesc! Iată că nu este în zadar munca noastră. Domnule Vasiu, vă știu încărcat de poezie, efervescent, nu vă opriți doar la cărțile dumneavoastră, conduceți și un cotidian, un jurnal. Un săptămânal, Palia Express. Vă știu de mulți, mulți ani ca fiind poetul de la Orăștie. Ar trebui să se lipească alături de noi poetul din țară sau din lume, pentru că indiferent unde viețuim, trăim și avem aceleași sentimente. Voi începe dialogul nostru cumva așa brusc. De ce poezie? Sincer să fiu, mi-am pus și eu întrebarea aceasta de mai multe ori. Răspunsul este unul singur. Am simțit nevoia
să exprim gândurile, sentimentele mele într-o formă aparte, să zic eu, și nu în proză, vorbind și scriind în metafore. Consider că metafora este figura de stil care exprimă și sau reușește să exprime cel mai bine sentimentul trăit de un poet. Îmi plac metaforele, poeziile mele, și lucrul acesta îl spun pentru cei care au lecturat volumele mele publicate până acum, sau poeziile, grupajele de poezii pe care le-am publicat în multe reviste din țară, dar și mai nou, din afara țării. Deci metaforele, cum să spun, pentru mine sunt ca ploaia căzută peste un câmp ce așteaptă să rodească sau peste o pajiște care abia a dat în firul ierbii, care abia crește și abia se dezvoltă. Fără metafore n-aș putea trăi. Fără metafore nu m-aș putea exprima. Din cauza aceasta pot să spun că am făcut risipă de metafore în poeziile mele. Dacă aceasta poate fi considerată o calitate a versurilor mele, m-aș bucura. O metaforă sunt și titlurile cărților dumneavoastră, iată, Aruncând cu pietre după vânt sau Bolnav de poezie. Cu siguranță poetul Ioan Vasiu este bolnav de poezie, ar fi bine ca toți să trăim sentimentul acesta, bolnav de poezie. Acum eu știu și ar trebui să știe și telespectatorii noștri că Ioan Vasiu s-a format undeva, s-a născut și s-a format nu neapărat în județul Hunedoara. Vorbiți-ne puțin despre copilăria dumneavoastră, pentru că eu, așa cum spun mereu și mereu, eu cred că acolo stă temelia formării dumneavoastră ca om. Într-adevăr, copilăria nu uităm toată viața. Da. Cel puțin pe mine m-a marcat pentru întreaga mea viață. Îmi amintesc cu drag de anii copilăriei, de locurile mele natale, și când spun asta mă refer la întinsa și mănoasa câmpia Banatului, acolo unde într-o comună care se numește Periam, la o distanță aproximativ egală între Timișoara și Sân Nicolaul Mare, m-am născut în 1949 din părinți țărani, într-o familie cu 4 copii. Am avut o copilărie nu lipsită de griji, dar nu lipsită nici de bucurii, de satisfacții, și lucrul acesta mă bucură și o să vedeți că și în unele dintre poeziile mele, chiar dacă nu am acum ocazia să exemplific, am evocat anii copilăriei și locurile copilăriei mele. Am debutat la o vârstă aproximativ fragedă în publicațiile de specialitate, mai ales în revistele literare. M-am bucurat de un debut găzduit în revista literară Orizont de la Timișoara. În 1971 am avut, bucurându-mă atunci, de girul a doi oameni deosebiți, Anghel Dumrădeanu, da, și un poet extraordinar, și Ion Arieșan. Da, sigur, Anghel Dumrădeanu, exact. Un mare om, a fost M-a publicat prietenul, după aceea mult timp prietenul în revistă. Meu, regret plecarea sa, dar și oricum eu a trăit fel. Până la o vârstă venerabilă și cei care s-au format în jurul său duc mai departe frumusețea versului. Amintesc din gruparea de la revista Orizont din acele vremuri, scriitori bine cunoscuți și apreciați, unii dintre ei plecați dintre noi chiar mult prea devreme. În afară de Anghel Dumbrăveanu, mi-l amintesc foarte bine pe un alt poet talentat, Damian Ureche, apoi Aurel Turcuș și mulți alții.
Un gir la debutul meu mi l-a dat și prozatorul Ion Velican, despre care, din păcate, s-a vorbit mult prea puțin în presa literară în ultimii 20 de ani, dar care, după părerea mea, a fost un prozator extraordinar. N-aș vrea să trecem atât de ușor peste fabuloasa, minunata întâmplare de a-l fi cunoscut pe Anghel Dumbrăveanu și alți coloși ai literaturii noastre de acolo, din Timișoara, fără a povesti, dacă sunteți de acord, o întâmplare mai deosebită. Care a fost prima impresie la contactul cu redactorii dintr-o revistă? Pentru că eu știu din propria mea experiență, eu am debutat în 1970, iată, debuturile noastre aproximativ sau, în același timp. Da, n-am să uit niciodată debutul meu literar. E fabulos. Sigur că da. Îndată după ce am avut bucuria să trăiesc un moment pe care nu o să-l uit niciodată, când, deschizând revista Orizont, am văzut una dintre poeziile mele publicate dintr-un grupaj de trei pe care le expediasem într-un plic și toate cele trei poezii erau scrise de mână, pentru că încă în acea vreme nu aveam o mașină de dactilografiat. Mi-am procurat mult mai târziu, și aici chiar vreau să fac o paranteză, în acele vremuri era destul de dificil să procure un scriitor chiar și o mașină de dactilografie. Da, trebuiau făcute și diferite după trebuiau demersuri, demersuri și în fine. În sfârșit, după aceea am reușit și mi-am cumpărat o mașină mai veche, dar pe care am folosit-o mult timp. Ei, când am văzut prima mea poezie publicată, vă dați seama că m-am născut a doua oară. N-a durat mult după aceea și am fost invitat la o ședință de cenaclu la revista Orizont, unde am lecturat câteva din versurile mele. După aceea, Anghel Dumbrăveanu m-a prezentat cu un grupaj de poezii în aceeași revistă Orizont și în felul acesta a început colaborarea mea, care a durat ani de zile, din 71 până în 89, poate chiar puțin după chiar 89, și după 89, mai puțin în ultimii ani, când colaborarea cu revista Orizont am întrerupt-o, poate și din vina mea, poate și datorită faptului că eu după 1990 am lăsat pe planul 2 poezia, apucându-mă de o activitate căreia m-am dăruit trup și suflet și pe care o duc în continuare, și anume jurnalismul. Practicam jurnalismul, publicam reportaje destul de frecvent în presa și dinainte de 89, dar după 89 m-am dedicat cu toată puterea mea și cu talentul meu, atât cât mi-a dat bunul Dumnezeu, jurnalismului. Am reluat colaborările cu revistele literare abia în urmă cu vreo 3-4 ani și acum trebuie să vă spun că fac un efort deosebit să recuperez din anii când m-am îndepărtat puțin de revistele literare. Da, eu cred că a fost o perioadă atunci, după 90, când toți am crezut că a avea este mai important decât a fi. Ori acum începem să înțelegem, și e foarte bine că înțelegem, că a fi e mult mai important decât a avea. Aveți dreptate, corect. În zilele noastre ne dăm seama fiecare dintre noi că nu e suficient să scriem, nu e suficient să ne exprimăm gândurile, sentimentele, dacă nu le facem publice. Așa se face că, brând nebrând, mi-am deschis și un cont pe Facebook, unde destul de des în ultimul timp am început să public și poezii de ale mele. Da. Am subtipar la o editură și cred că în cel mult 2 săptămâni o să apară
un volum de versuri de buzunar, cum îi zic eu, într-un format mic, adică în formatul A6, da, pe limba tipografilor, asta însemnând jumătate din A5, da, adică da, jumătate da, da, din această, da, copertă. Da, da. Deci în acest volum am grupat, cred că în jur de 80 de poezii scurte, marea majoritate publicate pe da, rețeaua de socializare. După rubrica Eveniment vom vorbi despre cărțile lui Ioan Vasiu și îl vom asculta recitând, vom afla în același timp mai multe și despre activitatea sa de jurnalist. Rubrica Eveniment. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sunt zienele. Mâine, 24 iunie, sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost înainte mergătoare nașterii lui Iisus Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în satul Ein Kerem, lângă Ierusalim. Este fiul Elizabetei, verișoara Mariei, Maica Domnului, și al preotului Zaharia. Această sărbătoare este cunoscută în popor și sub denumirea de sunt ziene sau drăgaica. Mitologia românească a perpetuat credințe străvechi, panteiste, moștenite din religiile primitive ale primelor civilizații europene. Unul dintre aceste mituri este cel al ielelor, făpturi feminine supranaturale, irezistibile și cu puteri magice, similare nimfelor din mitologia greacă antică. Ielele au multe nume, dar între ele se remarcă sânzienele, zânele bune, binevoitoare cu oamenii, atâta vreme cât nu sunt supărate. Studiile antropologice semnate de Vasile Pârvan și de Mircea Eliade din prima parte a secolului trecut demonstrează că termenul sânziană este un derivat din Sancta, Diana, zeița romană a vânătorii, divinitate echivalentă cu greaca Artemis sau traca Bendis. Se sugerează că, în trecut, ele ar fi fost preotesele unei astfel de zeități feminine. Sânzienele erau considerate încă din vremea lui Dimitrie Cantemir, care a scris despre ele, divinități antropomorfe și reprezentări fitomorfe, florile de sânziene, celebrate la solstițiul de vară în noaptea de 23 spre 24 iunie, moment în care toate popoarele europene sărbătoresc mijlocul verii, ziua cea mai lungă din an, cu semnificații religioase deja cunoscute. Aceste ființe supranaturale sunt asociate în mod direct cu florile de sânziene. Îmi amintesc din copilăria mea cum împleteam asemenea coronițe din sânziene, mai ales galbene, câte o coroniță pentru fiecare membru al familiei, pe care apoi le aruncam pe țigla casei. Împleteam apoi o coroniță pe care o împodobeam cu fel de fel de flori. O atârnam la poarta de intrare în curte, pentru ca în felul acesta casa noastră să fie protejată în noaptea de sânziene, obiceiuri și tradiții pe care nu le putem lăsa să piară. Așa cum am promis, ne întoarcem la dialogul cu poetul Ioan Vasiu și, cu permisiunea domniei sale, aș dori să vorbim un pic despre cărțile sale. Cărți pe care, cu siguranță, în care cu siguranță a pus sufletul, pentru că așa se întâmplă în cazul poetului. Fiecare poezie este o fărâmă din sângele său transpus în versuri, chiar dacă uneori se face târziu în cuvinte, așa cum este titlul unei cărți. Care este prima dumneavoastră carte? Doamna Paulina Popa, dacă îmi permiteți, aș vrea, înainte de a vorbi puțin despre cărțile mele, să revin, da, la discuția din prima parte a emisiunii, pentru că m-am lăsat furat cu vorba și am omis să vă vorbesc în câteva cuvinte despre o amintire care merită să o fac publică acum, da, legată de Gruparea Scriitorilor de la Orizont din vremurile când eu am debutat. În 1974, deci destul de mult timp de atunci, eram bibliotecar în comuna Beba Veche. Așa a fost să fie în acea vreme, am ajuns bibliotecar acolo, unde am stat vreo 4 ani, și în 1974, într-una din zile, am primit un telefon de la Timișoara, chiar de la Anghel Dumbrăveanu. M-a anunțat că vrea să vină la Beba Veche,
Și Beba Beche, când spun asta, cred că mulți dintre români ar trebui să știe că e cea mai vestică localitate a țării noastre. Localnicii de acolo spuneau și spun și astăzi că la Beba Veche se aud cocoșii cântând din trei țări. Pe bună dreptate i-am auzit și eu. Dimineața se auzeau cocoșii cântând nu doar din comuna Beba Veche, ci și dintr-un sat învecinat din fosta Iugoslavie, actuala Serbie, și din Ungaria. Anghel Dumbrăveanu mi-a spus doar atât. Vrem să venim cu un grup de scriitori la Beba Veche și te rog frumos să te ocupi puțin să avem un public interesat în, fie în sala bibliotecii, fie chiar în sala mare a Căminului Cultural. Biblioteca funcționa în aceeași clădire nouă, care era dată în folosință doar cu un an în urmă, în comuna Beba Veche. Am discutat cu oamenii, în primul rând cu profesorii pe care îi cunoșteam foarte bine și cu unii dintre ei eram prieteni, aveam și eu câteva ore, eram atunci suplinitor în acea perioadă la școala din comună, am stat de vorbă primată cu ei, bineînțeles primată cu primarul și după aceea cu profesorii, am adunat în jurul meu vreo 20-30 de oameni care s-au bucurat atât de mult auzind de acea invitație, încât a trebuit să organizăm întâlnirea în sala mare la Căminul Cultural. Și au venit 5 scriitori din Timișoara, pe unii i-am și amintit, conduși de Anghel Dumbrăveanu, Aurel Turcuș, Damian Ureche, Ion Velican și nu mai mi-aduc aminte care a fost al cincelea acum pe moment, dar oricum era tot un scriitor din gruparea de la Timișoara. Deci mi-aduc aminte de întâmplarea aceea și mă bucur și acum că am trăit-o. Da, vedeți, așa cum dumneavoastră vă amintiți despre asemenea întâmplări, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, probabil asta se întâmplă și în cazurile în care noi organizăm în zilele noastre lansări de carte prin școli și probabil peste ani copilul, copiii își vor aminti despre întâlnirea cu anumiți scriitori. Și acum să revenim la cărțile dumneavoastră. Da, cu mare plăcere o să vă vorbesc puțin despre volumele mele. Am adus o parte dintre ele și o să vă spun că acest volum intitulat Vis cu ochii deschiși l-am reeditat în urmă cu 2 ani, pentru că nu mai aveam nici eu decât un singur exemplar. Prima ediție a fost tipărită la binecunoscuta și apreciata editură Ion Creangă, versurile din volum fiind versuri pentru copii. A fost a doua mea carte tipărită înainte de 1989, după Câmpiile de germinare, care a apărut în 1984, și apoi Vis cu ochii deschiși în 1986. Ambele volume le-am lansat la acea vreme în Orăștie și la Deva. Am mai publicat după 1989 a treia carte, după aceea în format mic, nu am aici, îmi pare tare rău că nu am putut să o aduc, am omis să o iau cu mine, e vorba de o carte intitulată Refluxul iubirii. Versuri de dragoste, după cum și titlul denotă acest lucru. Am publicat în anii, ultimii 3 ani, să zic așa, sau poate chiar 4, nu știu dacă ordinea este aceasta pe care eu o aleg acum, Caligrafii sentimentale, reportaje literare de data aceasta, o altă carte despre care dumneavoastră ați și amintit, și anume Aruncând cu pietre după vânt. Deci, cam asta este cartea. Aș vrea să spun că toate cărțile dumneavoastră au culori vii, sunt pline de viață. Versurile dumneavoastră, în același timp, sunt pline de viață. Să vă mai spun un secret. La unele dintre mai recentele mele cărți de poezie, l-am avut pe nepotul meu, autor al
acestor minunate felicitări, coperte. Felicitări! Deci felicitări. E student în anul 3 la Timișoara, la calculatoare, felicitări. Și are harul ăsta de la Dumnezeu, se ocupă de fotografii și uite, mi-a și dacă dumneavoastră ați dori acum să așezați într-o ordine, nu neapărat cronologică, ci în ordinea sentimentală, care carte ar sta pe cel mai înalt podium? Pe cred, care o iubiți cel mai mult? Cred că Bolnav de poezie. I-am dat acest titlu pentru că recunosc, am vrut să recunosc public că sunt un om bolnav de poezie. Ați dori să ne citiți din sigur cartea bolnav de poezie? Deci e o boală pe care sunt sigur că nu mi-o poate trata nimeni. Am suport cu mine, m-am născut cu această boală, o suport cu mine toată viața, atât cât voi trăi. Și încep cu un poem pe care l-am scris nu cu mulți ani în urmă, într-o zi când mi-am amintit de o vizită pe care am făcut-o la un azil de bătrâni din zona Urăștiei, unde locuiesc de mulți ani. Atât de mult m-au surprins chipurile bătrânilor de acolo, încât versurile pe care vi le citesc acum mi-au venit la îndemână, exact ca și cum le auzeam când mi le șoptește cineva stând cu o cască pe urechi. Poezia am intitulat-o chiar Azil de bătrâni. Adeseori ies în toiag la poartă, abia târându-și vârsta după ei, și așteaptă vești zadarnic de la cei ce i-au uitat de mult. Ce crudă soartă! Încolonați ca pruncii de o șchioapă, cu mâinile zbârcite tremurând, înghit cu noduri hrana până când le încolțește lacrima sub pleoapă. Trec zilele alene fiecare și nopțile se scurg anevoios, le e dor să audă un cuvânt duios să le aline sufletul ce-i doare. La marginea orașului, departe, într-o clădire veche cu arin, mai dăinuie azilul de bătrâni, o punte între viață și între moarte. Da. A doua poezie din același volum am intitulat-o Supus cuvântului. De ce mă consider un supus al cuvântului? Probabil veți înțelege după ce voi lectura acest poem. Promit să fiu de acum băiat cu minte, să nu mai pluier în biserici, deci să nu îmi extrag măselele de minte, să nu beau ape minerale reci. Promit să las să curgă râul în pace, să nu visez cu ochii larg deschiși, să nu trădez vreun fluture ce face atâta curte florii de caiș. Promit să dorm numai cu gura închisă, să nu vorbesc în somn că nu-i frumos, să las fereastra ploii întredeschisă, să fac drumul spre casă doar pe jos. Promit să învăț iubirea să rămână mereu datoare omului de rând, să merg eu și destinul mână în mână, chiar de ne împiedicăm din când în când. Promit să mă alătur celor care se scaldă în calmele melancolii, expediind mereu câte o scrisoare zăpezilor pe prunze arămii. Dar nu știu dacă în viață vreodată o să mă pot abține, cât de cât, de a nu vorbi în versuri albe, tată, supus cuvântului curat rostit. Da. Iată o poezie încărcată de semne, de sfaturi, de o poezie cu foarte multă ironie pentru cel care a avut urechi să audă. Domnul Ioan Vasiu, dumneavoastră sunteți un jurnalist și poet. Nu știu dacă dumneavoastră aveți și alte pasiuni artistice, dar cel puțin dintre acestea două, care este pasiunea până la urmă? Care este marea dragoste? Apropo de ce spuneți, n-aș spune marea dragoste, eu aș spune marele meu noroc. Marele meu noroc și marea șansă că am reușit ani de zile să împletesc poezia cu jurnalismul.
Până și în reportajele mele folosesc metafore adeseori, lucru care place cititorului avizat, și nu pot să împart cele două pasiuni ale mele și să le clasific care ar fi pe primul și care pe al doilea loc. Cred, atunci, cred că merg mână în mână. Cred atunci că, da. Vorbiți-ne puțin despre pasiunea de jurnalist. Așa cum mă spuneau, gândesc că da. În afară de faptul că vă conferă o siguranță materială, este și o pasiune. Este o pasiune, într-adevăr. Partea materială, sincer vă spun, mai puțin contează și n-aș vrea să vorbim despre, da. Despre partea materială, exact cum am discutat. Da, eu am despre... spus asta am pentru că ați spus că vă da. Plătiți. Da, corect. Da. Deci vreau să arăt cititorilor care nu știu, dar probabil că mulți au aflat că Laura știe, de mai bine de 18 ani, și când spun asta, în toamna anului trecut, am sărbătorit majoratul acestei publicații săptămânale, cu o apariție săptămânală, de aici și spun săptămânal, care apare o dată pe săptămână, respectiv în fiecare zi de joi, cu regularitate de 18 ani și jumătate. În toamna acestui an vom împlini 19 ani, urmând ca apoi în 2016, toamna, la sfârșitul lunii octombrie, să sărbătorim 20 de ani de apariție neîntreruptă. Nu aș vrea să fiu lipsit de modestie, dar trebuie să punctez și faptul că publicația noastră deține un record de longevitate între publicațiile tipărite din județul Hunedoara. Mă mândresc cu asta, sunt mândru de asemenea că am reușit să rezistăm în aceste condiții destul de vitrege pentru presă și pentru literatură. Nu are rost să discutăm acum despre asta, dar mă bucur că am reușit să ducem această publicație și să nu o lăsăm să moară în ciuda unor piedici pe care le-am întâmpinat. Dacă cineva are curiozitatea, trecând prin Orăștie, să întrebe un localnic dacă știe ce publicație apare în oraș și ce părere are despre publicație, m-aș bucura să afle că publicația noastră este citită și răscitită. Îmi spun oamenii că o dau din mână în mână uneori și la vecini, și nu doar în Orăștie, ci chiar în toată zona Orăștiei avem cititori și în Deva care au abonamente de ani de zile. Fie că sunt orăștieni stabiliți la Deva, fie că sunt oameni pe care interesează dintr-un motiv sau altul zona Orăștiei, și avem oameni plecați în alte județe care ne trimit cereri pentru și își fac abonamente la Palia. Și mai nou, aflu cu satisfacție, să zic așa, a jurnalistului, pe care orice jurnalist ar trăi-o, că și orăștieni plecați în Spania și în Italia la lucru dau telefoane acasă uneori sau mesaje să li se trimită Palia Express, din care află noutățile din Orăștie. După rubrica publicitate vom continua dialogul nostru cu scriitorul Ioan Vasiu. Publicitate. Vrei să publici o carte? Să fie cuprinsă în toate bibliotecile clasice și virtuale? În toate bazele de date? Să fie catalogată conform normelor CNCSIS, ISBN, CIP? Vrei să-ți vezi cartea distribuită la toate librăriile din țară și în toate librăriile virtuale? Vino la editura EMIA! Nu uita! Mâine poți fi un scriitor cunoscut! Contează la ce editură publici! Continuăm dialogul nostru cu poetul Ioan Vasiu.
Poetul Ioan Vasiu nu se oprește doar aici cu literatura, merge mai departe și semnează cronici literare. Domnule Vasiu, am văzut că v-ați aplicat cu multă condescendență asupra operelor colegilor dumneavoastră. Vă rog să ne vorbiți puțin despre cronica literară. Știu că la ora actuală poeții scriu cronici literare, cronicarii scriu poezie. Faptul că scrieți cronici literare este un lucru foarte bun. Cronici literare am scris mai demult, nu doar de 2-3 ani, dar spontan, din când în când, unele le-am și publicat, altele au rămas doar în manuscris. Unele au văzut lumina tiparului în reviste ale timpului, în reviste de specialitate literare, bineînțeles. În urmă cu 2 ani, m-am hotărât să scriu aproape săptămânal câte o cronică referitoare la versurile unuia sau altuia dintre poeții generației mele, și nu doar ai generației mele, ci și ai generațiilor mai tinere. Așa s-a născut ideea unui volum pe care l-am aproape finalizat, în care am grupat o bună parte dintre cronicile literare publicate în ultimii 2 ani. Am scris despre volume de versuri ale poeților, dintre care enumăr doar pe câțiva pe care mi-i amintesc acum, bine apreciați de critica literară, de opinia publică, și mă refer aici la poeții Liviu Ioan Stoiciu, Mircea Florin Șandru, Vasile Morar, Constantin Preda de la Craiova, Adrian Frățilă, Ion Scorobete, Dumitru Mălin, Vasile Poenaru, Teodor Răpan, poeții, majoritatea, Rodian Drăgoi, Victoria Milescu și mulți alții. Toate cronicile le-am grupat într-un volum. Volumul se află în faza de corectură. Încă nu am hotărât la ce editură îl voi publica. Aștept doar să termin corectura și să-l finalizez. Și cred că în această vară, nu cred, sigur, îl voi tipări la o editură. Da. Este foarte important. La ora actuală, chiar la editura pe care o conduc, se află un volum de cronică literară semnat de Gheorghe Mocuța. Este sub tipar. Vă aștept cu drag în aceeași colecție cu volumul dumneavoastră. Mulțumesc, pentru că am pornit o colecție de cronică literară pentru că era necesar, având în vedere că la ora actuală chiar se citește se scriu și se citesc, așa cum la un moment dat era moda antologiilor, care încă mai continuă, este o modă a cărților de cronici literare și, stimați spectatori, pentru a scrie cronică literară îți trebuie o cultură vastă, pentru că nu poți să scrii pur și simplu despre câteva versuri pe care le-a scris poetul, trebuie să faci conexiuni, legături, pentru asta ai nevoie, așa cum spuneam, de o cultură vastă. Scriitorul Ioan Vasiu, știu că în perioada aceea când foarte mulți din generația noastră a intrat în Uniunea Scriitorilor, dumneavoastră cumva ați refuzat, a stat deoparte, v-ați retras, ceva s-a întâmplat. Nu v-ați dorit în mod deosebit? A fost chiar perioada după 90 când v-ați dedicat mai mult jurnalismului? Da, e adevărat. Deci, recunosc că în anii de după 1990, o bună perioadă de timp am acordat atenție sporită activității mele jurnalistice și probabil că mi-aparține această vină. Am neglijat faptul că îndeplineam toate condițiile pentru a-mi depune dosarul la Uniunea Scriitorilor pentru a fi admis ca membru cu dreptul deplin în Uniunea Scriitorilor. Niciodată nu este târziu, vă asigur. Sincer vă spun, în ultimul timp nu mă mai prea interesează și aș vrea să fac public acest gând. Pentru că în Uniunea Scriitorilor se întâmplă multe minuni în ultimii ani și nu
Mai amând. Ca peste tot și în alte uniuni. Aștept. Dar știu că dumneavoastră aveți un talent deosebit în a cultiva prieteniile literare. Vorbiți-ne puțin despre prietenii literari pe care îi aveți. Am mulți prieteni, poeți în special și scriitorii în general. Cu unii dintre ei mă întâlnesc mereu, cu unii chiar an de an, cu unii mă întâlnesc destul de rar, cu alții mă întâlnesc în ultima perioadă pe rețeaua de socializare, cu alții port convorbiri la telefon, cu unii dintre ei chiar săptămânal, pe unii i-am văzut la diferite manifestări la care am participat și vă dau doar un exemplu. Anul trecut am participat la o tabără a scriitorilor care s-a derulat în județul Hunedoara, nu are importanță unde, și care în acest an se reia. Vom avea o nouă întâlnire a unor scriitori, nu doar din județul Hunedoara, ci și din alte județe. Chiar cu 2-3 zile în urmă am aflat că în luna iulie ne vom întâlni din nou într-o zonă montană mirifică din județul Hunedoara. În Ținutul Pădurea, unde vom purta discuții pe marginea poeziei, a creațiilor noastre, vom face schimb de cărți, ne vom bucura împreună că existăm ca scriitori și ca poeți. Deci cam asta ar fi. Am scris în această culegere de cronici literare despre cărțile chiar și a unor buni amici de-a mei, pe care i-am și amintit pe câțiva dintre ei. Și aici aș vrea să fac o scurtă paranteză. În carte am grupat doar cronici literare pe care le-am scris cu referire la volume de versuri. Pentru că eu, ca poet, am considerat că cel mai bine înțeleg poezia. Asta nu înseamnă că nu citesc și volume de proză sau de critică literară, de eseuri, dar ca poet îmi pot spune mai bine, mai direct, după ce trăiesc poezia colegilor mei de generație, celor din generațiile mai tinere, îmi pot spune mai apăsat și mai accentuat tot ceea ce simt lecturând un volum de versuri. Și mă bucur că am primit în anii din urmă o sumedenie de cărți de poezie și cred că lucrul acesta îmi face cinste și mă bucur că biblioteca mea devine tot mai neîncăpătoare. Da. Și mai ales cărți cu autograf. Da. Așa cum dumneavoastră l-aveți la orăștie pe Nicolae Brânduș, un mare mecena, cel care ani de zile a sponsorizat Festivalul Internațional de Poezie EMIA, așa se găsește la Ghelari, domnul primar, un om, primar la ora actuală, un om care oferă cazare și face în așa fel ca toți cei care participă la această tabără, o parte dintre cei cărora dumneavoastră le-ați semnat cronicile literare, să se simtă minunat. Acum, dacă vorbim pe bune, munții Poiana Ruscă și oferă un peisaj de neuitat. Apoi, întâlnirile, schimbul acesta de idei, de opinii, sute de întâlniri pe care le-am avut în țara asta, dar și în afara țării, sute de prieteni din toată lumea pe care i-am întâlnit și cu care am fost împreună la un festival, Odiseea din Aman. Toate acestea rămân bogăția mea inestimabilă și dumneavoastră știți că asta este de fapt bogăția noastră. Eu aș fi dorit în continuare să ne vorbiți despre proiecte. Dumneavoastră deja ați vorbit despre proiectele dumneavoastră, despre cartea de poeme la care așteptăm cu toții să ne invitați la lansare, despre cronicile literare. Dacă doriți ceva anume să transmiteți, ceva ce am uitat în dialogul nostru. Despre următoarea mea carte de versuri, care o să apară, așa cum afirmam și adineauri, în format mic de buzunar. Pot să vă mai spun că
i-am dat un titlu tot o metaforă, Livada cu metafore. Așa se intitulează, cu o copertă pe care o semnează tot nepotul meu, cu, o să vă placă oricum. Dar ea poate fi găsită și acum pe contul meu de Facebook. Da. Aș vrea să vă mai spun că lucrez în continuare la volumul al doilea de cronici literare, pentru că cel care o să apară în această vară nu reușește să cuprindă o bună parte din cronicile pe care le-am scris și publicat în ultimii 2 ani și atunci mai am o rezervă la care se vor adăuga, bineînțeles, în lunile care urmează până anul viitor, alte cronici pe care o să le scriu și care o să formeze cuprinsul celui de-al doilea volum de critică literară. Am de asemenea în lucru o carte jurnal. Am început-o și sper să reușesc să o duc la bun sfârșit, în care am început să depăn din amintirile mele, începând cu frumoasa copilărie despre care aminteam, și până în zilele de astăzi. Sper să reușesc să termin și acel volum. De asemenea, lucrez la un nou volum de versuri, care cred că anul viitor, înspre toamnă, o să vadă lumina tiparului. O să fie un volum cu versuri de dragoste. A doua carte de versuri de dragoste. Consider că poetul rămâne veșnic îndrăgostit, poetul nu are voie să îmbătrânească niciodată, sufletește vorbind, rămâne un melancolic, un tânăr și ferice. La suflet. La suflet, corect. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă înmânez o diplomă mult de tot. De participare. Sunt onorat să primesc această diplomă din partea unei edituri bine apreciate și cunoscute în județul Hunedoara și nu doar, și înmânată de o doamnă a poeziei și literaturii noastre. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru participare. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă aștept cu drag marțea viitoare la aceeași oră.